Ediția specială continuă la Digi24. În acest moment, în platou, este ministrul energiei, Virgil Popescu. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Pentru început, că ne uităm și am discutat în toate aceste zile de compensarea cu 50 de bani la carburanți, la pompă. Mâine ajunge ordonanța de urgență în guvern să fie adoptată, vineri să fie aplicată. Ne puteți garanta că de vineri prețul va scădea la pompă pe litru cu 50 de bani? Am mai spus-o și astăzi când a fost inaugurarea la celor de la Black Sea Oil & Gas, că sunt convins că marile lanțuri de benzinării vor aplica această ordonanță. Sunt de asemenea convins că peste 80%, până la urmă peste 80-90% din piață va aplica această ordonanță. Și eu cred că românii vor vedea pe totemul stațiilor de benzină această reducere, care practic, ceea ce este foarte important, poate o să vi se pară puțin 50 de bani, dar ceea ce este foarte important, ne va plasa România practic după Ungaria, care are un preț doar pentru piața internă plafonat la un preț foarte mic și deja au probleme cu aprovizionarea în stațiile de carburanță din Ungaria, va plasa România cu, practic cu cel mai ieftin preț din Europa. Nu mai vorbim de regiune, vorbim de statele membre ale Uniunii Europene, puțin sub Bulgaria. Pe de altă parte, veniturile, dacă ar fi să le comparăm, ale românilor cu... Este adevărat, dar din păcate, ca să lămurim iar un lucru, sunt date care le avem la Ministerul Energiei, totalul consum de motorină este de 6,2 milioane de tone pe an, consumul de benzină este undeva la 1,7 milioane de tone pe an, producția de motorină este undeva la aproape 4 milioane, deci diferența se importă, iar cotațiile sunt cotații internaționale, nu ai cum să umbli acolo. O sincopă în aprovizionare ar crea probleme în stațiile de carburanță, ar crea costi, ceea ce se întâmplă în statele care au luat măsuri bruște fără să gândească un pic în perspectivă. V-ați gândit însă dacă vor veni mașini din străinătate să alimenteze în România, tocmai pentru că prețul ar fi mai mic, așa cum spuneți? Suntem convinși. Adică avem exemplul Ungariei, care a modificat legislația ulterior și a permis... prețul plafonat doar pentru mașinile din Ungaria, înmatriculate în Ungaria. De aceea este deja în procedură a fost somată și în procedură de infringement, pentru că până la urmă piața europeană este o piață liberă, nu poți să introduci restricții sau să introduci pe criterii economice anumite facilități doar pentru populația ta. Poți pe ordine publică, poți pe siguranță națională, dar aici vorbim de alte lucruri. Nu cred că vom avea această problemă ca să vină foarte mulți oameni, de unde să vină, din Bulgaria, de unde să vină din Ungaria. Ne uităm la statele, e vorba de regiunea noastră, este o regiune, regiunea de Europa de Est, și nu cred că vom avea această problemă ca să vină foarte mulți automobiliști să alimenteze în România, pentru că prețul este mai mic ca în Germania, de exemplu, mult mai mic ca în Germania, Franța, Italia, Cehia, Slovacia. Deci nu cred acest lucru. Ați folosit de mai multe ori această expresie, nu cred. Pe ce vă bazați această credință? Pentru că drumul până aici, e vorba de trafic, în general se face acest lucru când e traficul de frontieră. Ori, haideți să ne uităm la traficul de frontieră, să vedem frontiera României cu Ungaria. Ungurii alimentează mai jos pentru cei care sunt cetățeni unguri. Bulgarii sunt aproape când noi, deci nu se merită să faci acest trafic de frontieră să vii să alimenteze România ca să plece. Oricum, sunt convins că stațiile noastre vor face față unei eventuale creșteri de Pentru de că consum. Această chestiune, sau la această chestiune, au fost atenți analiștii din momentul în care s-a anunțat compensarea cu 50 de bani și au spus că în situația în care nu va fi o reglementare foarte clară, riscăm să ajungem în situația Ungariei, să avem penurie de carburanți, de exemplu. Reglementarea noastră nu presupune o plafonare, nu presupune o restricție de preț, presupune până la urmă o conformare voluntară și sunt convins că aceasta va fi făcută. Statul va oferi 25 de bani din această reducere, ceilalți 25 de bani va fi o reducere practic comercială, care este și deductibilă fiscal pentru companii, iar cei 25 de bani pe care statul îi oferă vor fi automat scăzuți din dările
pe care compania le are către stat. Deci nu așteaptă de să primească bani de la bugetul de stat. Va fi o chestie care va fi făcută direct în stațiile de benzină sau în locurile de vânzări, în locurile de vânzări angro pe factură, un lucru care va fi automat aplicat și recuperat de către companii la sfârșitul lunii prin declarațiile fiscale. Aveți această capacitate de a-i obliga pe benzinari, având în vedere că, dacă m-am uitat puțin pe proiect, am văzut că a apărut în presă o formă până mâine la ședința de guvern și sunt recomandări în situația în care vor compensa prețul la pompă. Aici nu vorbim de obligație, nu e vorba de obligație, tocmai de aceea v-am spus că nu cred că vom ajunge și nu vom ajunge la o lipsă de aprovizionare, pentru că nu e vorba de obligație, de o plafonare, de a vânde sub costuri, ci este de, să zicem așa, un incentiv, vrei să vinzi mai mult, să-ți crească vânzările, statul îți oferă această posibilitate, îți pune jumătate din discountul pe care îl dai și eu sunt convins că marile companii, care sunt firme serioase în România, producătorii de carburanți din România vor accesa și asta reprezintă un lanț de benzinării de 80-90%. De unde vin banii? 1 miliard de lei? La bugetul de stat va fi o... De unde de la bugetul de stat? Nu avem un deficit mare pe care trebuie să-l reducem? Vin de la bugetul de stat, să nu uităm că prin preț a crescut și valoarea TVA-ului. Deci încasările sunt mai mari și din faptul că prețul a crescut și TVA-ul corespunzător este mai mare. Ați fost acuzați, guvernanții, nu mă uit doar la dumneavoastră, dar și dumneavoastră, pentru că sunteți ministru al energiei, că ați amânat aceste decizii tocmai pentru că statul între timp a câștigat bani din taxele pe care le aplică, pe carburant. Premierul a promis cu data de 1 iulie, cu data de 1 iulie va fi aplicat. Și acestor acuzații, că v-ați acoperit deficitul cu bani de la populație prin taxele aici, impuse aici pe toate vorba produsele? De, nu. Păi nu s-au crescut nicio taxă. Deci eu nu înțeleg despre ce taxe vorbiți. Am anunțat că nu vom crește nicio taxă, nu s-a crescut nicio taxă. Faptul că prețurile au avut o curbă ascendentă în condițiile în care vorbim... Nu s-a crescut taxa, că oricum, de exemplu, păi și din prețul combustibilului. Păi faptul statul că... Acum, haideți să ne întoarcem un pic să vedem. Suntem cu un conflict la frontieră? Suntem. Este război în Ucraina? Este cerere mare de motorină în această zonă? Foarte multă motorină vine în portul din Constanța, se duce către Ucraina. Asta înseamnă că există o cerere foarte mare. Când cererea este foarte mare și prețul crește, crește cotația motorinei și tocmai ce v-am explicat, că pe lângă motorina care este produsă în România din petrol prin rafinare, avem și o mare cantitate, peste 40%, care este importată la o cotație mai mare. Faptul că, independent de voința unui guvern sau unor guverne, a crescut prețul acest lucru, asta nu înseamnă că am vrut să creștem încasările în TVA. Așa s-a întâmplat. O parte din aceste încasări, în momentul de față, le întoarcem către populație, acordând o subvenție și o deducere fiscală pentru companii, pentru a ajuta oamenii românii să treacă această perioadă grea. Să nu uităm că avem un embargo pe produse petroliere, un embargo pe petrolul rusesc și asta presupune, evident, o instabilitate a prețurilor în piață. Ceilalți 25 de bani de la companii, de la benzinari, vor reveni? Sunt convins că vor reveni pentru că este condiționată reducerea de 25 de bani dată de către bugetul de stat prin de acordarea simultană a reducerii fiscale și eu sunt convins că o să vedeți reduceri la pompă. Ce se va întâmpla dacă nu vor veni acești bani? Eu sunt convins că vor fi reduceri la pompă. Evident, fiind o acțiune benevolă, lucrurile nu te poți duce să-l amendezi că nu a accesat. Dar eu sunt mai mult decât convins că lanțurile de benzinării vor aplica pe această schemă de reducere și venind în sprijinul populației, în special în această perioadă de vară când se circulă foarte mult și se consumă evident și mai mult carburant și evident avem și ordonanța speculei care nu este specifică pentru un anumit domeniu, poate fi automat implementată și vedem dacă benzinarii nu sunt corecți și atunci organele de control pot să intre în acțiune. Adică benzinarii care nu vor aplica această compensare. Nu, benzinarii care, de exemplu, măresc prețurile. Benzinarii care considerați că fac speculă? Nu, benzinarii care măresc nejustificat prețurile. În acest moment se face speculă? Eu cred că în acest moment nu se face speculă în benzinării.
Nu se face speculă, pentru că ne poate la dumneavoastră de coaliție, socialdemocrații spun că există speculă în acest moment și au vorbit inclusiv de marja de profit la care să acționeze guvernul. Este datoria organelor statului să verifice benzinările, să vadă marjele de profit. Avem... Dar informațiile care au ajuns la dumneavoastră nu există speculă. Noi nu în acest avem, moment. Nu suntem organ de control. Ministerul Energiei nu este organ de control. Măcar. Noi putem face calcule vis-a-vis de prețul de intrare al motorinei în țară. Mai puțin la benzină, putem face calcule, pentru că prețul este public, cotațiile sunt publice, vedem exact cât este litru și apoi adăugăm pe lanțul respectiv acciza și TVA-ul și vedem dacă prețul este cât de cât corect sau nu. Bun, și socialdemocrații spun că au un profit nejustificat de mare și că benzinarii sunt cei care au ținut prețul atât de ridicat. Sunteți de aceeași părere? Eu cred că ar trebui să-i întrebați pe dânsi. I-am întrebat. Acesta este răspunsul. Vă întreb și pe dumneavoastră, probabil pentru că împreună cu ei luați deciziile. Probabil că au avut, când au afirmat acest lucru, eu nu am văzut declarațiile dânșilor, probabil că dacă dumneavoastră spuneți acest lucru, au avut dovadă la dispoziție. Lucrurile sunt foarte ușor de verificat și eu cred că și ANAF-ul și ANPC-ul pot să ducă să verifice acest lucru. Vor fi și benzinari evidenți care nu ar fi corecți, evident. Și ce pățesc? Evident că pot să fie sancționați. În acest moment, aveți o estimare, aveți calcule făcute la minister, împreună cu ministrul de finanțe, în guvern. Ce se întâmplă pe perioada acestor 3 luni când e aplicată compensarea de 50 de bani? Vom plăti o benzină, o motorină mai ieftină pe întreaga perioadă de 3 luni? Este evident că dacă va fi o reducere de 50 de bani și aceasta se va aplica, 25 de bani într-o parte, 25 într-o parte, evident că prețul este mai mic decât dacă nu ar fi această reducere, da. Nu credeți că am putea discuta despre energie și despre alte subiecte? Că mi se pare un subiect neimportant? Nu, mi se pare un subiect foarte important, dar haideți să vedem ordonanța, să vedem cum se aplică și apoi putem discuta. Și pe cine să întrebăm, domnule ministru, dacă nu pe dumneavoastră, că sunteți ministru? Eu, dacă nu guvernați, pe cine să întrebăm, ca să știm exact care sunt deciziile? Eu v-am explicat cu toată deschiderea, va fi aprobat. Haideți să vedem cum funcționează o săptămână, două, trei și putem să ne întoarcem după. Da. Să punem așa carul înaintea boilor. Dar nu ar trebui să aveți calcule înaintea boilor sau să vedem dacă... O să aruncați o decizie pe care să o testați pe pielea fiecărui om. Eu cred că această decizie va fi aplicată și sunt convins de acest lucru. Și întrebarea mea, dacă estimările pe care le aveți în acest moment, că urmărim și noi, analiștii economici, și toți vorbesc de previziuni destul de sumbre, inclusiv în ce privește prețul carburantului. Iar eu v-am întrebat, pentru că sunteți partea acestui guvern, aveți mai multe informații decât noi aveți și calculele de la ministrul de finanțe, cel puțin socialdemocrații spun că împreună cu ministrul de finanțe ați stat în aceste zile și ați lucrat la această ordonanță. Da, s-a lucrat de împreună urgență. Cu ministerul de finanțe. Bun, deci vă întreb atunci pe dumneavoastră, dacă în această perioadă de 3 luni de zile, cât e aplicată această compensare de 50 de bani, noi real vom plăti un carburant mai ieftin? Este evident că vom plăti cu 50 de bani mai puțin. Deci nu sunt previziuni, nu aveți cifre, calcule, estimări că va crește prețul la pompă. Este evident că vom plăti cu 50 de bani mai puțin, dacă nu mai puțin decât dacă nu s-ar aplica această, chiar nu vă înțeleg întrebarea, decât dacă nu s-ar aplica această discount. A crescut prețul la pompă de la începutul anului până astăzi, iar eu vă întreb ultima care scădere sunt estimările pe care aveți ultima scădere la pompă a fost făcută de la 9,22 motorina la 9,18, dacă nu mă înșel, a fost făcută în urmă cu 4 zile. Fără să fie această ordonanță. Și comparativ cu începutul anului? A crescut comparativ cu începutul anului. A crescut și cotația cu începutul anului de la 750 de dolari pe tona de motorină la 1300 și ceva în acest moment. Vorbim de cotația de motorină. Deci lucrurile sunt într-o dinamică. Noi încercăm în limita bugetului să venim în sprijinul populației și sunt convins că această reducere va fi aplicată. Și în sprijinul populației vă întrebam care sunt estimările dumneavoastră, pentru că noi ce urmărim până acum sunt păreri ale unor experți pe diverse domenii. Previziunile sunt în acest moment că prețul ar putea să crească în următoarea perioadă. Eu vă întrebam pe dumneavoastră care sunt informațiile pe care le aveți. Ne-am uitat pe cotațiile petrolului și am văzut că sunt relativ stabile, crescat cu 2%, deci acolo, la nivelul cotațiilor de petrol, suntem în oarecare într-un plafon. Asta ce înseamnă? Că pentru ceea ce producem din rafinare, prețurile rămân aproximativ aceleași, poate scad, poate chiar ușor cresc, dar pe medie rămân aceleași. Cotațiile în ultima perioadă, în ultima săptămână, cotațiile la motorină au fost, pe care este cel mai mare import care îl facem, au rămas relativ constante. Deci nu, în ultima săptămână nu am estimat, nu am văzut o creștere
abruptă a prețului la motorină și probabil că acest lucru, această tendință se va menține. Există această estimare, am văzut-o vehiculată și în presă, vă întreb pe dumneavoastră, sunteți membru al guvernului, e posibil ca prețul carburantului să ajungă la 10 lei până la finalul anului? Haideți să trecem de această vară, să vedem cum evoluează prețul această vară, să vedem ce se întâmplă cu cotațiile petrolului, pentru că toate lucrurile sunt legate, să vedem ce se întâmplă cu războiul din Ucraina și să mergem pas cu pas, pentru că lucrurile sunt o dinamică pentru care nu prea pot să faci în momentul de față predicții. Domnule ministru, ce au socialdemocrații cu dumneavoastră? Suntem colegi de coaliție, nu știu să aibă ceva. Nu le-ați văzut comunicatele de presă din ultima vreme, declarațiile publice în care vă critică pentru faptul că nu vă asumați responsabilitatea decizii pe ce privește domeniul dumneavoastră? Ei spun că ministrul de finanțe v-a pus mai multe cifre pe masă. Probabil că o să vedeți textul ordonanței de urgență mâine, după ce va fi aprobat în guvern, și o să vedeți că este o ordonanță de urgență care are foarte multe probleme. Lucruri de fiscalitate, mult mai multe decât lucruri care au legătură cu Ministerul Energiei, pentru că până la urmă, v-am spus, prețurile cotațiilor internaționale sunt prețurile cotațiilor internaționale, iar Ministerul Energiei trebuie să asigure că există stocuri atât de petrol cât și de produse petroliere. Relația dumneavoastră cu Ministrul de Finanțe? Foarte bun. Chiar am vorbit mai devreme cu Dacia. Vă oferă toate datele de care aveți nevoie? Este un sprijin reciproc. O comunicare întrerupt acolo? Nu deloc. Un sprijin reciproc și al dânsului către mine și al meu către dânsul. Și atunci cum vă explicați criticile socialdemocraților? Eu cred că până la urmă a fost mai degrabă o chestie de interpretare politică vis-a-vis de acest lucru, care s-a reglat în coaliție, s-a ajuns în coaliție la o susținere comună a acestei forme de sprijin și cred că lucrurile merg mai departe. Au spus toți socialdemocrații că ei nu sunt convinși că această măsură cu compensarea de 50 de bani își va produce efectele și că vor reveni cu propunerile lor după aceste 3 luni de zile. Acum, sunteți de acord cu ele? Eu am văzut și declarația domnului prim-ministru și vă spun că împărtășesc și eu oarecare îngrijorare în momentul când pui un plafon pe un preț, un plafon care nu se susține din punct de vedere economic, poți să aduci penurie și trebuie să ne gândim ceea ce dorim. Dorim să avem, să rămânem fără produse în stațiile de benzină sau nu dorim acest lucru? Noi nu dorim acest lucru, de aceea e foarte greu de spus care metodă este mai bună. Dacă pui un plafon și diferența între prețul real și plafon o suporți de la bugetul de stat, da, atunci este ok. Dar avem de unde? De la problema este, bugetul permite și aici răspunsul este tot la Ministerul de Finanțe. Care ce vă spune? Când puneți această întrebare, avem de unde? Această soluție a fost agreată de comun acord în coaliție cu impactul bugetar care a fost anunțat și care este suportat. Dar socialdemocrații au spus că totuși varianta lor e mai bună. Haideți totuși să vedem aceste 3 luni și eu zic că va funcționa. Dumneavoastră spuneți că va funcționa măsura, deci după 3 luni de zile nu vor veni socialdemocrații din nou cu propunerile lor. Eu am spus că această măsură va funcționa. Dar plafonarea prețului la combustibil vi se pare o măsură comunistă? Nu, plafonarea prețului poate să ducă, eu n-am spus că este comunistă sau nu este comunistă, nu-mi puneți... V-am întrebat. Nu-mi puneți întrebări. E declarația colegului dumneavoastră de partid, fostul președinte al PNL, Florin Câțu. Declarațiile domnului fost președinte Câțu, discutațiile cu domnul președinte Câțu, eu v-am spus doar o posibilă îngrijorare a mea vis-a-vis de faptul că un plafon poate să ducă la un anumit moment la penurie de produs în piață. Cum și o scădere de TVA, așa cum alți colegi din Parlament au produs, poate să ducă la o ieftinire pentru foarte puțin timp a prețului acelui produs, după care ușor-ușor comerciantul să-și ducă reducerea de TVA în marjă, să-și urce marjă și practic măsura să fie ineficient. Limitarea daosului comercial, o altă propunere pe care socialdemocrații spun că v-au propus-o și că o vor mai propune. Referitor la asta? Acum pot fi foarte multe lucruri. Aici ar trebui văzut pe tot lanțul, văzut pe lanțul de intrare a produselor în țară din import și acolo văzut luat lanțul de aprovizionare și văzut care este adaosul comercial și văzut dacă ai de unde să faci reducere și mai este reducerea adaosului și a prețului de rafinare și a ieșirii produsului din rafinării, produs care pleacă din petrol, rafinare și cele 3 produse care sunt benzină, motorină și jet pentru avioane. Deci aici lucrurile trebuie mult mai amănunțit făcute și aici cred că această analiză cu privire la elemente de cost trebuie făcută tot de către Ministerul de Finanțe.
Și nu v-a făcut această analiză, nu v-a propus în coaliție, repet, date? În coaliție, repet, s-a hotărât de comun acord și noi și colegii de la PSD, eu eram plecat atunci, dar au fost colegii mei din minister, au fost secretarii de stat, au fost experți, s-a luat această decizie de a aplica această reducere de 50 de bani. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost astăzi invitat la Digi24 și el a criticat privatizările din industria petrolieră. A spus că din cauza acestor privatizări, statul nu mai poate face mai mult acum pentru a ține sub control evoluția prețurilor la carburant. Sunteți de acord cu această afirmație? Acum, e foarte complicat să judecăm cu ochii de acum ce s-a întâmplat în anii 2000, pentru că până la urmă privatizările au fost făcute în anii 2001. Atunci a fost privatizat, dacă nu mă înșel, Petrom. Tot în perioada aceea a fost privatizată și Petromidia. Deci e greu să, ca după 20 de ani să te uiți înapoi, să spui dacă e bine sau dacă nu e bine. Aș prefera să mă abțin de la asemenea comentarii. Este privatizată, este o companie sau sunt companii deținute privat. Luăm lucrurile ca atare și mergem înainte. Sigur, acum dacă ne-am uitat și dacă am avea această posibilitate, evident nu ar mai fi de privatizat o companie în momentul de față din energie și în programul de guvernare, iar eu am spus foarte clar, în domeniul energiei, statul trebuie să-și mențină controlul și trebuie să fie acționarul majoritar pentru că este o zonă strategică. Și de acest lucru am spus-o încă la sfârșitul 2019, în primul program de guvernare al PNL și am menținut-o în continuare în acest lucru. Deci pe această lungime de undă sunt întru totul de acord. În energie lucrurile trebuie să rămână sub un control. Acolo unde statul deține acțiunile majoritare, trebuie să rămână așa. Cum stăm cu rezervele pentru iarnă? Ne uităm la, inclusiv la deciziile discutate la nivel european? Deci suntem în graficul pe care ni l-am asumat către Comisia Europeană și pe care îl avem pentru siguranța în aprovizionare. În momentul de față, în depozite, avem 41,3% grad de umplere a depozitelor. Prima raportare către Comisia Europeană se face la 1 august, când trebuie să avem 46%. Dacă vă uitați față de anii trecuți, suntem aproximativ în același grafic, chiar suntem cu 200 de milioane de metri cubi în plus față de rezerva din aceeași perioadă a anului trecut. Deci ne vom face cu certitudine acel minim de 80%, poate chiar mergem spre 90%. Acum asta avem și avantaj. Noiembrie. Până la 1 noiembrie avem și avantajul noi exploatări, care astăzi practic a fost inaugurată în Marea Neagră. Când ne-am luat în calcul cei 80% grad de umplere, nu am luat în calcul, știam că va fi deschisă, practic vor începe exploatările din Marea Neagră, Black Sea Oil and Gas va introduce primele molecule de gaze în sistemul național de transport, dar nu le-am luat în calcul, deci avem și un plus de 3 milioane de metri cubi zilnic care intră în sistemul național de transport și evident o parte din ei se vor duce conform legii în depozite. Pentru populație, pentru că a fost o iarnă dificilă, urmează o iarnă dificilă, raționalizarea consumului pentru populație, în vreun fel în analiza Ministerului a Guvernului? Noi avem diverse scenarii, avem planuri de urgență pregătite, suntem pregătiți să acționăm uitându-ne ce se întâmplă în jurul nostru, împreună cu partenerii din statele membre ale Uniunii Europene. Am fost luni la Consiliu, ieri la Consiliul pe Energie, s-a discutat despre securitatea în aprovizionare cu gaze naturale. Pe primul loc, deci nu mai suntem ca înainte de anii 90, când se tăia căldura și lumina la populație ca să meargă industria. Nu. Paradigma este complet schimbată. În centru se găsește omul, se găsește populația, se găsesc românii și în România își poate asigura din consumul intern aprovizionarea cu populație și, evident, și industrie. Și am văzut și mă bucur de declarația directorului Transgaz, care astăzi a confirmat, am văzut-o, a confirmat la întâlnirea de la Vadu, România nu va avea probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale. Dar le recomandați românilor să facă economie? Acum, la nivelul Comisiei Europene și noi în România se pune problema economisirii, se pune problema unei eficiențe energetice, se pune problema unei exploatări a resurselor mult mai eficient. Vrem să scădem dependența de gazele rusești. Una din metodele pentru a scădea consumul și indirect dependența de importuri este de a economisi. Sigur,
dacă poți. Noi avem totuși o experiență, dacă ne uităm în trecut, din anii 80, o experiență prin care nu prea încurajăm consumul. Adică nu prea este în stilul nostru să încurajăm consumul, pentru că am fost privați de anumite. Nu, iar generația mea, da, sigur, eu sunt generația anului 68 și am fost privată și mi-e greu, dar încerc să mă adaptez. Dumneavoastră sunteți mult mai tânără și poate că vă este mult mai ușor. E, se pune problema să încercăm să economisim, să încercăm să stingem un bec dacă nu mai stăm în acea cameră, să încercăm să dăm cu un grad sau cu două grade mai puțin caloriferul sau centrala pe perioada de iarnă. Nu știu dacă toți vom putea face asta, dar putem încerca. E un lucru care putem să-l încercăm. De fapt, o să începem și o campanie de eficiență energetică la nivel național, Ministerul Energiei cu companiile din domeniu, tocmai pentru a încerca să venim în sprijinul României, să încercăm să educăm acest lucru și la care noi. Ceva pentru că se poate. O informare pe scară largă. Ce înseamnă, de exemplu, să închizi un bec, cât poți să economisești într-o lună, într-un an și așa mai departe, ca să înțelegem că poate din lucruri simple putem să ne crească, să rămână mai mulți bani în buget și putem să ajutăm mai departe și sistemul energetic și să reducem importul. În paralel, însă, capitala și mai multe orașe mari din România se confruntă cu problema termoficării. Da, acolo... Sunt români care plătesc factori și nu mici. Așa e, pe căldură care nu există. Casă, așa, e, așa este. Am văzut, s-a început o campanie de schimbare de înlocuire a rețelei foarte uzate a Bucureștiului. Va dura. Din păcate acest lucru va dura și acolo este o pierdere enormă. Este o pierdere enormă de agent termic, care presupune la rândul lui înlocuirea acelui agent termic, pierdere enormă de apă, pierdere enormă de gaz natural pentru a încălzi acea apă și a o duce în acei parametri. Acolo, cu adevărat, dacă lucrurile vor fi puse la punct și sper ca până la urmă, în termen rezonabil, să fie puse la punct, să nu mai avem acest tip de pierdere și nu numai în capitală, și în mai multe orașe. Sunt foarte puține orașe, municipalități, cum este, de exemplu, Oradea, care are un sistem centralizat de încălzire, dar care are pierderi foarte mici. Oradea e un exemplu deja. Un exemplu pozitiv. Dar pentru că a făcut investițiile din timp. Noi o să scoatem... Dar revenind la cele care au probleme, e ceva diferit? Finanțări. Ce se întâmplă iarna aceasta va fi la fel de greu în capitală? Eu sper că în capitală, până la sfârșitul acestei veri și acestei toamne, să se mai înlocuiască pentru că observ și eu că se lucrează, să mai înlocuiască din rețeaua de termoficare și să avem pierderi scăzute. Ce se întâmplă scăzute? Cu cei care vor să-și pună o centrală de apartament? Vor putea face acest lucru? Că, de exemplu, în capitală nu primesc această autorizație. Acum, pentru că sunt poluante, știm discuția și de la nivel european, dar care e aportarea dumneavoastră? Eu cred că pentru condominiile noi sau pentru locuințele noi, acolo poți discuta de sisteme performante de producerea energiei termice. În blocurile vechi și legea permite acest lucru, cred că nu e cazul să discutăm de sisteme supra-sofisticate, pentru că până la urmă e greu să convingi mai mulți oameni care locuiesc de atâta timp într-o scară de bloc că ar trebui să schimbe toți sau într-o asociație de locatari să schimbe toți și să facă. Dacă se poate, acest lucru e foarte bine. Dar nu cred că poți să-i obligi prin lege și nu aș fi adeptul obligării prin lege în blocurile vechi. Adică recomandarea dumneavoastră pentru primarii să permită ca oamenii să-și pună centrale de apartament dacă este au această posibilitate? Recomandarea mea atunci când se fac construcții noi, să vină cu sisteme performante ca să nu mai există acest lucru. Iar pentru construcțiile vechi, eu cred că este dreptul fiecăruia să decidă ce tip de încălzire dorește. Asta consideră și ei, doar că nu primesc autorizația. Acum, eu cred că legea permite acest lucru și mi-aduc aminte că eram în Parlament când legea termiei, și sunt în Parlament, dar legea termiei în legislatura trecută a fost modificată, iar acest lucru, de aceea vă și spun, acest lucru este permis în continuare. Desigur, nu este permis să-ți schimbi în momentul în care instalațiile au fost încărcate și ești pregătit de iarnă, pentru că atunci nu mai poți face modificări. Izolarea termică a clădirilor este o recomandare pe care o face economistul șef al BNR astăzi. Este perfect adevărată, se discută foarte mult și la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Consiliilor de Ministri despre eficiența energetică, despre eficiența energetică a clădirilor. Există bani, Ministerul Dezvoltării. Să ne îndreptăm spre bancă să facem acel credit pentru izolarea clădirilor. Există, dacă nu
campanie. Există această posibilitate, evident, dar nu este o posibilitate financiară. Cred că în perioada următoare, la nivelul Ministerului Dezvoltării, pentru că acolo sunt banii, ar trebui și pentru populație alocați bani. Sunt pentru clădirile publice alocați bani, pentru că foarte multă energie se pierde prin clădirile, prin clădirile publice, și valul de renovări din PNRR a venit în sprijinul eficientizării energetice a clădirilor publice. Evident că o eficiență energetică poate fi ca și pe clădiri, să-ți montezi panouri solare în așa fel încât să-ți produci energia și să reduci consumul de la rețea, să plătești mai puțin. Acești, pentru companie, acești bani se găsesc la Ministerul Energiei, pentru persoane fizice la fondul de mediu, și cred că fiecare dintre noi ar trebui să informeze și să încerce să facă cât mai mult pentru a economisi bani în bugetul propriu și a scădea consumul, practic. Domnule ministru, în încheiere, ca o concluzie, pentru că au fost atât de multe atacuri lansate din partea partenerilor dumneavoastră de guvernare, că le vedeți că nu le dați o importanță atât de mare, au fost făcute publice, vă temeți de o remaniere? Premierul spune că analizează miniștrii în acest moment. Eu mă tem de Dumnezeu. Sunt un om credincios și mă tem de Dumnezeu. Cred că vom merge înainte și cred că împreună în această coaliție vom reuși să trecem România peste acest hop, pentru că este un hop mare, este o criză energetică, s-a suprapus peste o criză pandemică, cu un război la frontieră, cu probleme foarte, foarte mari, și cred că împreună putem trece țara peste acest lucru și vom fi mai puternici împreună. Virgil Popescu, Ministrul Energiei, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că ați fost prezent aici la ediția specială. Noi mergem mai departe.